Salutare, oameni dragi! Astăzi avem un video diferit, adică iar un vlog din lemnăria lui Serghei, că doar asta fac. N-am mai postat de câteva zile niciun sketch, tocmai pentru că am fost foarte ocupat cu proiectul ăsta, dar este un proiect care îmi place foarte mult, care a ieșit super mișto, a ieșit cred că un pic mai bine decât mă așteptam și de care sunt foarte mândru. Și pe care mi l-am dorit să-l fac de După cum probabil știți, în toamnă am făcut terasa casei, partea de structură și nebunii, stâlpi și toate alea, dar n-am terminat totul la terasă. Mai rămas de pus podeaua, balustrada, nebunii, elemente, tot felul de chestii ca să arate bine și finisată și locuibilă și călduroasă. Și asta am făcut în ultimele 10 zile, cred că. Deci, acum iar arată total neîngrijită, totul e balamuc în curte, pentru că m-am concentrat doar pe chestia asta. Dar a ieșit super mișto, mi-mi place foarte mult ce am făcut. Na, hai să vă arăt. În primul rând am curățat toată terasa, pentru că era dezastru acolo și ea și curăță și strânge toate alea, pentru că, na, acolo trebuie să lucrez. După care iau toată scundura pe care am cumpărat-o și am lăsat-o la uscat câteva zile și finisează-o cu flexul. În primul rând cu o pânză mai groasă, după aia cu o pânză mai subțire ca să fie treaba bună. Să nu-ți intre așchi în picior ca prostul când calci pe podea. După ce ai finisat-o și ai finisat și ai finisat și ai finisat, îți dai seama că ai îmbătrânit o grămadă de timp, pentru că vezi, Doamne, ce te albești munca asta. Și-am consumat o groază de discuri. Apoi am mers și am cumpărat un lac de la bun 3-in-1 ca să fiu sigur că scândura devine impermeabilă după ce o dau cola și dacă cade apă pe ea, să fiu sigur că nu o să putrezească pe termen lung. Și după ce am făcut toată treaba asta, m-am apucat de pus rigli pe care le-am prins pe toate cu dibluri în beton ca să fiu sigur că nu mai pleacă de acolo nici dacă bate vântul, nici dacă bate furtuna, nici dacă vine uraganul. După ce am terminat toată treaba asta, m-am apucat de pus scândura. Scândură care să ai grijă să nu fie strâmpusă, să fie totuși cât de cât dreaptă când calci pe ea, să nu fie denivelări mari, să nu te împiedici ca chiorul pe acolo să cazi pe terasă ca nesâmțătul. Am încercat să am grijă să nu pun toate chestiile curbate și ciudate și toate alea. După ce am prins toată scândura în șuruburi de șipcile pe care le-am prins în dibluri în beton, am mai dat-o în dilac, pentru că trebuia neapărat să fiu sigur că totul e bine. O chestie interesantă la balustrada asta, am făcut-o scobind grinda asta ca șipcile să intre în ea. Nu știu dacă a funcționat prea bine, dar mie mi s-a părut interesant. Am făcut și balustrada asta și bam, cam așa arăta terasa în momentul ăsta. Dar, pentru că vreau un pic mai multă intimitate, m-am apucat să fac și un cadru frumos în spatele leagănului din șipca care mi-a mai rămas, pe care s-o umplu după aia cu iederă falsă și cu niște chestii. O să vedeți imediat. După care am pus niște pânză în interiorul tavanului, am prins-o cu un capsator frumos, bam, 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 ca să dea un aspect așa mai de litoral, mai de vară, mai de toate alea. Am cumpărat după aia frumos niște iederă falsă, pe care am prins-o cu același capsator aici și încă niște bucăți de pânză, așa, în stil perdea. Și ăsta este produs. Și
Și acesta este produsul final. Acolo, în punctul ăla, cred că o să mai fac o balustradă micuță, așa, mai mult de efect. Am pus flori frumos, acele șapte acolo, șapte, așa, așa, așa. Ederul fals în spate. Da. Și cam așa arată. Cam aici cred că o să ne petrecem de acum toată vara. Sper eu toate verile de acum încolo. Deci, cum am zis, mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Probabil mai sunt mici chestii pe care ar trebui să le mai fac. Becurile astea care nu-s puse, ar trebui să pun niște aplici la ele. Poate să pun niște rafturi între grinzile astea, poate pun niște de băutură sau ceva, nu știu. Mai sunt niște mici chestii așa, dar per total mi-mi place foarte mult. Visez să fac terasa asta de mulți ani de zile. Înainte să-mi cumpăr casa, am zis vreau casă fără terasă ca să o fac eu cum vreau, pentru că așa. Și am făcut-o exact cum am sperat că o să fie. Arată foarte bine, eu sunt foarte bucuros de ea. Deci, acestea fiind spuse, sper că și vouă vă place ce a ieșit. Și da, ne vedem la următoarele sketch-uri. Zi faină! Thank you.